Deci chiar dacă e o mașină de la un samsar, nu mai contează de unde a luat-o, de unde a prins-o. Dacă e 100% funcțională, actele sunt în regulă. Adică îmi mai primesc serii de la voi și o să fac imediat după ce închid acum clipul ăsta, o să mă apuc să fac o secțiune de verificare cu car vertical, să verificăm vreo 15-20 mașini. Deci primesc serii de la voi să verific un Golf 3, să verific Golf 4, să verific mașini din 98. Ok, înțeleg, A este mașina pe care ți-o permiți, ai nevoie de un mijloc de transport, înțeleg treaba asta, dar ce să-ți spună aplicația cu istoric din 98? N-are ce să-ți spună, îți spune așa în mare niște kilometraje, dacă mașina e din 98 sunt șanse foarte mari să aibă vreun motor schimbat, vreo cutie schimbată. Dacă e o mașină care este funcțională, arată bine, nu are rugină, actele sunt în regulă, are ITP, trece ITP-ul, nu mă mai interesează kilometrii, dacă a fost lovită. Bă, merge? Da. 1500 de euro? Da. 1000 de euro cât e? Da, bun. Mă ține 2 ani, da. Nu mă mai interesează istoricul.